fată care va interpreta la flaut chiar Cora Unirii, da? Așa ne-ai pregătit, Alexandra. Te rugăm. Alexandra Flore. Acest instrument deosebit, poftiți, stimată doamnă, vă felicităm și să ne fiți aproape mereu, vă mulțumim mult. Mulțumesc. Felicitări, doamnă. Și acum am să vă rog pe poeta Veronica, nu mai scriitoarea, poeta și prozatoarea de scriitoarea Veronica Părlea Conovani să preia bagheta aceasta magică a prieteniei și a sufletului mare care este aici în microfonul nostru la această videoclip. Mulțumim, dragi prieteni. Mi-am făcut o prezentare, m-am pus un pic într-o stare nu chiar atât de plăcută. Prea mare laudă mi-ai făcut. Bună ziua, dragi frați și surori de pe malul Dunării, din orașul istoric, frumos oraș Giurgiu. Prietena mea și colega Dunia Palangeanu a spus corect. De mulți ani ne străduim ca să facem ceva pentru ca să veniți dumneavoastră la noi la Chișinău și noi să venim încoace la Giurgiu. Parcă făceam niște legături, dar ceva nu se primea, nu ieșea până la capăt. Și întotdeauna mă linișteam cu discursul lui Mihail Cogălnicianu din Parlamentul României la anul 1878-1878, când a vorbit că, măi, uite, a fost până acum ceva, că nu ne uneam. Era ceva că ne împiedica cineva. Acum a venit timpul să ne declarăm independenți. Cred că astăzi cerul a dorit să se deschidă ca noi să ajungem la Giurgiu, iar vara să ajungă delegația de la Giurgiu la noi, la Chișinău. Suntem într-un an deosebit, mai bine zis, am fost într-un an deosebit pentru noi și eu, ca profesor, ca scriitoare, poetă, am fost mai mult ca altă dată întrebată de lume de rând, de copii, de elevi, cine suntem, de la cine ne tragem obârșia. Cine a populat aceste pământuri, ce mai este acest centenar, etc., etc. Sigur că am ieșit în presa republicană cu un număr impunător de mari cu articole de presă în care am căutat să revin la identitatea națională, la trecutul strămoșilor noștri, pentru a da explicații lumii cine suntem noi. Și am ales niște frânturi cele mai importante, cred că, pentru întreg neamul nostru românesc. Unii am zis că la 1812 toate popoarele din Europa erau colonii a cuiva. Imperiul francez al lui Napoleon Bonaparte, Imperiul austriac, Imperiul rus, Imperiul otoman au pus stăpânire pe toate naționalitățile. Doar noi românii dintre munții Carpați și Prut, dintre Dunăre și munții Carpați, stăm acolo între ei și ne păstrăm identitatea cu orice varsare de sânge care n-ar fi fost, cu orice tărie de caracter, și am zis, băi, noi nu suntem mai slabi decât alții, noi suntem mai superiori ca nemții, ca italieni, ca polonezi, ca cehii și așa mai departe. Și nimeni să ne spună mie, Veronica Conovani, că a fost altfel, pentru că cunosc istoria. În articolul meu am venit cu un mesaj față de părinți, bunei, familii întregi. Istoria nu se învață de la școală.
Istoria se învață din familie. Și dacă acasă părinții și bunei și străbunei care mai sunt în viață, din când în când, mai pun mâna pe un ziar, pe o carte, iar copilașii văd lucrul acesta, mai pun întrebări, se aprind niște discuții, atunci copilul cunoaște ceva. În caz contrar, într-adevăr, creștem o generație de oameni care o să ne întreb din alte decenii înainte cine suntem, de unde venim, de unde ne tragem obârșia. M-am zis acest lucru pentru că m-am exemplu pe mine. Străbunicul meu, Iacob Părlii, a fost primar în timpul României Mari. A fost participant la diferite manifestări de ordin național. Bunicul meu, Andrei Părlii, fiul lui, a fost și el primar. Fratele mai mare a bunicului meu a rămas în 44 aici peste Prut, unde a lucrat în Ministerul de Externe și așa mai departe, iar în familia mea nu a încetat niciodată de Sfânta Duminică să cânte Ioana Radu, Maria Lătărețu, Dan Spataru, Iancu Furdui și alți artiști de-ar noștri naționali, indiferent de situații. Va auzi cineva și ne va chema la primărie sau nu. Nu l-a încetat tatăl meu niciodată în Sfânta Duminică cu bunicul să stea lângă radioul acolo jos, trăgeau un fir mare tocmai pe copac ca să prindă vocea României și slujba bisericească. De aceea, când am ieșit din satul natal Vărâncău Soroca și am devenit studentă și am început a le citi colegilor mei ceea ce scriu eu, nu semăna deloc cu ceea ce știau colegii mei. Și ca să mă înțelegeți că vă spun un adevăr, am să vă citesc o poezie care era dedicată acelui lagăr sovietic care venise peste noi cu atâta duritate și se numește Din pragul casei. Da, pe ține, ține-te loc și eu acum am să caut poezie. Așa, deci este o poezie scrisă de mult, încă când eram elevă. Din pragul casei. A venit în pragul casei, mi-a cerut să înnopteze. A venit în pragul casei, a rugat ca să viseze. A venit în pragul casei, i-am întins masa frățește. A venit în pragul casei, i-am dat haina mea firește. A venit în pragul casei, un pribeag fără pământ. A venit în pragul casei și mi-a spus că este sfânt. A venit în pragul casei și mi-a spus că este soră. A venit în pragul casei și mi-a spus că mă adoră. A venit în pragul casei, graiul mi l-a mutilat. A venit în pragul casei și la urmă m-am pușcat. Deci vă dați foarte bine seama. Deci era o poezie care pentru acea perioadă de timp putea fi tras la răspundere. Iar în serile târzii de iarnă, bunicul meu îmi povestea câta oară, câte ori a fost el la București, la fratele mai mare, Constantin Părlii. Și atât erau de frumoase povestirile bunicului meu, cum a fost la Botoșani, la Mihai Eminescu, iar eu fiind copil, credeam că chiar a stat la sfat cu marele poet și așa mai departe. Pe urmă am înțeles că el a fost pur și simplu la muzeu. Dar atât era de frumoasă acea povestire, că nici azi când sunt și eu bunică de mult, nu pot uita ce povestea bunicul. Și mai țin minte cum plângea și îmi spunea, eu așa și nu știu unde-i mormântat fratele meu Costache. Pentru că la Prut am stat cu Filip, fratele Mezin, și nu ne-au dat voie să trecem vama. Deși până atunci fusese de vreo 4 ori în România, bunicul, sora, mijlocia mamei a fost de vreo câteva ori, dar că la mormântare nu i-au permis să meargă. Și eu scriam, înstrăinată sunt de tine, frate, că sufletul de mult mi-a putrezit, că am zăcut ca în sicriu de moarte și peste mine haite au pășit. Înstrăinată sunt de tine, soră, că nu m-ai dus de mână la izvor și nu am amețit cu tine în horă și n-ai dorit alătuia să mor. Înstrăinată sunt din neam în neam, că poate Domnul așa ne-a blestemat, să fim copac cu același ram, dar cine, Doamne, în 2, 7 și 9, de la Chilia până la Calafat, copacul nostru ni l-a retezat. Apoi a urmat o perioadă de renaștere națională, când noi studenții ne alepeam și noi la poeți, scriitori, care ieșeau
în Parcul Național, discutau, făceau dispute, drept că directorul instituției noastre venea prin încăpieri și ne spunea că dacă încă o dată mai ieșim la semene ferate, vom fi dați afară de la studii, dar noi ieșeam în continuare. Ne-am bucurat, ne-am spus de mult când am fost declarat Republică Independentă. Ne-am bucurat, ne-am spus de mult când am auzeam concertele Doinișa lui Ion al de Teodorovici în care se cânta limba română, neamul românesc deschis, fără frică și așa mai departe. Dar asta n-a fost de lungă durată. A fost foarte scurt. Anul 1992 a fost pentru Doina și Ion, a fost un an fatal. Anul când acești doi mari cântăreți ai neamului nostru, eu știu, a fost o întâmplare sau au fost omorâți, numai Dumnezeu știe ce a fost și cum a fost. Iată că s-au pierdut de printre noi. Și în anul 1992, toată România, de la Nistru până la Tisa, m-a auzea cum pe fundalul cânticului Malor de Prut, Bimbom, al lui Doina și Ion al de Teodorovici, eu recitam poezia, Plânge Prutul. Între două maluri, Prutul plânge că Ion și Doina ne-au lăsat. Românimea lacrimile strânge, plânsul este atât de îndurerat. Este în doliu toamna și pământul, este în doliu acest nemiluit popor. Doinei se lăcrămează cântul și Ion e în jalea tuturor. Vai, durerea pașii că ne moaie și ne smulge inima din piept, stâlpii unui neam, de ce se taie? Moarte, cum cruzimea să-ți o iert? Două inimi brave și bărbate, pentru voi e al nostru jurământ. Ne-ați crescut în suflet libertatea, noi vă înviem prin cânt. Fiindcă ai vorbit de cânt, hai să mai ascultăm un cântec, să-ți tragă un pic emoția și sufletul. Te rugăm, Selena. Da, și afară.